Cultura socială și cultura politică a oamenilor se repară pe două căi. Calea educației, care e o cale lungă și care trebuie să fie așezată foarte temeinic și strategie pe termen lung, și calea politică prin care decizi că anumite lucruri nu sunt permise în spațiu public. Formal, calea politică este adoptată. Există o lege împotriva discriminării, există instituții care apără, cum ar fi Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării și în cazul media este vorba despre Consiliul Național al Audiovizualului, dar care ori are o mulțime de ignoranți în el în legătură cu misoginismul și sexismul, adică realmente, ori are oameni care cărora chiar le place chestia asta și închid ochii. Deci se simt cumva în propria lor piele când văd așa ceva. Nu pot să am alte două presupuneri decât ignoranța sau consimțământul tacit la povestea asta. În ce privește educația însă, aici eforturile sunt pur insulare, pur punctuale. Sunt câteva categorii de experimente, sunt profesori, inclusiv profesori de liceu și școală generală, care au lucrat la manuale alternative sau la programe alternative de combatere a stereotipurilor de gen. Ele niciodată n-au fost generalizate sub oblăduirea sau cu binecuvântarea Ministerului Educației, dar o reformă de acest tip trebuie să fie o reformă de profunzime în care strategia echității, dreptății de gen trebuie să fie o parte consistentă a ei. Ea n-a început. De fapt, noi avem o lege a egalității de șanse între femei și bărbați, care cuprinde diverse domenii, educație, sănătate, media, politică. Nici un singur articol al acelei legi nu este aplicat în România.